Mi-am luat fetele în braț. Mă rog, m-am. Am stat frumos ca și când plecam la Bruxelles. Plecam dimineața, mâncam micul dejun și plec acum. Și acum plec la Bruxelles. La plecarea de acasă, Becali a glumit pe seama cererii de întrerupere a pedepsei pe motive medicale. Ca să dea întreruperea, mai stăteam și eu mai așa cu bulerul. Nu? Păi nu? Ce trebuie să stau drept? Păi vedea judecătorul, pe ce întrerupere vrei mă tu, că tu nu-ți dau. Acum Becali vrea mai multe zile de libertate. Mai exact, latifundiarul din Pipera vrea să vină 5 zile lunar acasă. Dacă eu am dreptul la 30 de zile, un an de zile, bă, nu mi-ai dat nici 10%, 3? Scrie în lege 30, bă, măcar dai 3. I-am dat-o pe 10% de lege. Bă, doc, nu-mi dai nici 10%? Îmi dai 3%? Pedepsele privative de libertate au un singur scop. Reeducarea. Păi băi, păi m-ai zbăgat la pușcărie să mă reeduc dacă sunt în Europa. Vreți să nu mai fim în Europa? N-a spus domnul președinte legi europene că suntem în Europa? Da, și așa spune Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. După plecarea de la reședința sa din Pipera, Becali a mers la sediul IPJ Ilfov. Aici nu a vrut să spună ce răspunsuri a primit în urma plângerilor făcute de când e după gratii, însă a mai făcut alte declarații surprinzătoare. Va contesta decizia magistraților în dosarul Valiza și a spus că nu va mai sta după gratii decât aproximativ 3 săptămâni. O să fac acum contestație la Valiza, pentru că Valiza se dezincriminează. Și ca să scap de 6 luni de pușcărie. Că un act de confidențialitate, nu pot să spun. Nici la CEDOR, nici la ombudsman ce se întâmplă. Dar măcar sunt vești bune? O să vedeți că în maxim 2-3 săptămâni liber.